Noi, de multe ori, confundem dragostea cu egoismul. Cerem la celălalt, te iubesc și pentru că te iubesc, trebuie să-mi faci cu tare, trebuie să-mi faci cu tare. De fapt, noi punem condiții. Noi avem egoism, dar o numim dragoste și punem condiții celuilalt. Păi dacă te iubesc, tu de ce nu-mi faci cu tare sau cu tare? Dar dragostea, după cum am auzit și acolo, în afară că nu cade niciodată nu caută ale sale. Deci dragostea nu cere nimic pentru ea însăși. Omul cealaltă care spune că iubește, el nu cere nimic pentru el. Nu îl interesează persoana lui. Îl interesează persoana de lângă el. Să-i oferi tot ce se poate, să-i fie bine la persoana aceea. Asta înseamnă dragostea. De asta e numit și Hristos dragoste. Să o pe cruce pentru noi. De asta, deci să nu confundați niciodată drag, egoismul cu dragostea. Dragostea e mai presus de toate.